România a pierdut peste un milion de locuitori de la ultimul recesământ, adică peste 5% din populație, potrivit datelor provizorii anunțate de INS. Iar odată cu scăderea populației, a scăzut și numărul credincioșilor din țară. 16 milioane de români s-au declarat religioși. Populația rezidentă este de puțin peste 19,53 milioane de persoane în 2022, Dintre acestea, doar 16 milioane și-au declarat religia. 85,3% dintre persoane sunt de religie ortodoxă, 4,5% romano-catolici, 3% de religie reformată și 2,5% penticostali. Cea mai mare scădere s-a înregistrat în numărul ortodoxilor, de la peste 16,3 milioane în 2011 Acum, sub 14 milioane de persoane au declarat că sunt de religie ortodoxă, cu 2,3 milioane mai puțin în 10 ani. În România a scăzut și numărul romano-catolicilor de la peste 870.000 în 2011 la aproximativ 741.000 în 2022. A scăzut și numărul reformaților cu peste 100.000 în ultimii 10 ani, de la 600.932 la 495.380. Scăderi în jur de 100.000 de se constată și în cazul persoanelor care s-au declarat romano-catolici sau reformați. La recesământul anterior, 870.774 de români s-au declarat romano-catolici, iar acum 741.276. În cazul reformaților, aceștia erau în 2011 600.932, iar acum 495.380. Pe de altă parte, există și o religie care și-a câștigat numeroși adepți de la ultimul recensământ. Pentecostalii sunt cu 42.000 mai mulți. Dacă în 2021 362.000 de rezidenți se declarau pentecostali, acum numărul a crescut la peste 404.000. Cei mai mulți dintre aceștia sunt români, aproape 296.000 și romi, aproape 96.000. La recensământul desfășurat anul acesta, doar 57.000 de oameni s-au declarat atei, și 71.000 au spus că sunt fără religie, iar agnostici sunt 25.000. În comparație cu 10 ani în urmă, doar 20.000 de, de rezidenți au spus că sunt atei și aproape 19.000 fără religie. Relatează b1tv.ro Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro